Bună ziua! Bună! Te ajut cu ceva? Sper. De ce ai nevoie? Nu, de nimic. Păi cum nimic, adineauri ai spus că sper să te ajut cu ceva. E mai delicat. Ce e? Ce vreau să întreb, e mai delicat. Întreabă. Ce-a fost între Sorin și Emma? Emma a fost marea lui iubire. A fost. Încă e. Dar de ce întrebi? Nu, de curiozitate. Hai să ai o zi bună. Ce ai făcut, mamă? Ce-am făcut? Sia m-a întrebat de tine și de Emma. Și tu ce ai zis? Adevărul. Că Emma e marea ta iubire. Mamă, de ce te bagi? Ca ce ai, măta, se bagă. E viața mea personală. Dar tu ce vrei să faci, Sorine? Să înlocuiești o soră de-a lui Petru cu altă soră? Dar nu vreau să înlocuiesc pe nimeni cu nimeni. Gata, ia zi-mă, ce-a fost între voi? N-am sărutat. M-a sărutat! Opa! Da, n-am sărutat! Ce așa mare chestie? Zici că cine știe ce am făcut? N-am sărutat! Bă, e de bine! Du-te, adică! Dă-i înainte cu tupeu! Dar nu vă mai băgați în viața mea personală! Nu, stai să vorbim! Te rog, stai! Sia! Cred că ai vrut să zici Emma. Ce? Nu știu ce ai auzit, dar lasă-mă să... Nu mă interesează ce ai de spus. Lasă-mă să-ți explic, te rog. Că ce? Că ai o pasiune pentru surorile lui Petru? Poftim? Nu! Da, de când ai aflat că sunt sora lui Petru, sunt mai interesantă. Înțeleg. Dar stai puțin, că n-are nicio legătură, nu? Nu mă interesează ce ai de zis, ok? Hai, fă pași pe covoraș. Da, aici stau. Atunci plec eu. Aici stau. Te rog, lasă-mă să-ți explic. Nu înțeleg de ce insiști. Nu înțeles cum stă treaba. De la o soră la alta. Ce? Nu. Nu. Atât? Am nevoie de o scuză mai bună de atât, să știi. Eu nu încerc să vin cu scuze. Uite. Ok. Adevărul e că... Da, am iubit-o pe Emma. Dar ea nu m-a iubit deloc și a bătut joc de mine. Am fost doar prostul care era mereu acolo pentru problemele ei și a profitat de asta. Se gândea mereu doar la ea. A plecat și nu mi-a zis. Nici măcar atât n-am putut să fac. Da, adevărul e că și mie mi s-a părut puțin cam fandosit așa. N-ai idee cât am suferit. Uite, când m-am gândit să mă apuc de actorie, ea nu m-a susținut deloc. A râs de mine, a zis că e o idee stupidă. Și atunci ce-ai văzut la ea? Are și o grămadă de calități. Dar era prea obsedată de problemele ei ca să mai aibă loc și pentru mine. Și acum? O mai iubești? Nu cred. Nu crezi? Și eu? Tu ești altfel. Tu nu ești ca nimeni pe care am mai întâlnit până acum. Și asta e de bine. Da. Ești unic.